Maioneză de post. Vedeți? Făcută cu apă de năut și curcuma. Deci cu apa de la aceste boabe de să năut. Vedem dacă este bună. Seamănă perfect cu maioneza. Și o parte. Are același gust. Eu am să... apă de năut, 3 părți ulei. Puțină zeamă de lămâie, sare după gust și curcuma. Vom pune apa de năut. Așa. Așa. Vedeți? Și acum o să adăugăm sare după gust. Așa. Curcuma, tot așa, cam o linguriță. Și adăugăm și ulei. Și am să pun uleiul. Vedeți? Și acum amestec. Și o să punem o și să țină zeamă de lămâie după gust. Gustați. Așa. Și punem puțină zeamă de lămâie. Și amestecăm în... Aici am pus mai multă curcuma, aici mai puțin. Stăm să vedem dacă este bună. Seamănă perfect cu maioneza. Are același gust. Eu am să mai pun puțin tumernic. Să o fac mai galbenă. Deci cam o linguriță. Maioneză de post. Vedeți? Făcută cu apă de năut și curcuma. Deci cu apa de la aceste boabe de năut.